Vranea vii o să mă întreacă. Păi nu mă duc eu după el. Salutare, oameni buni, după cum vedeți, lucrări intense. Lucrăm aici la bijuteria asta. Să sucim camera. Am terminat. I-am dat ultima mână de grunduit. Am dat aici pe spate de 2-3 ori. Aici am mai dat toată mașina odată, că tot împrăștiasem pistolul și toate cele. Și o mână de grund în plus nu-i face rău. Ca să pot să o pun pe roți. După cum știți, în clipul precedent am anunțat provocarea pe care a lansat-o Navio. Cred că la Giurgiu locuiește Navio. Mă duc cu berlina asta să dau competiție. 0-100, așa cum a cerut Navio. Îi pun pe ea motorul de TS, îi pun pe spate, așa cum am spus, punte cu tambur mărit, motor TS, cutie M4 și iară lui Navio ce mașină, iar că aici șmecheria. Într-adevăr, mai am aici, jos, vedeți, dar pentru treaba aia, o să pun mașina pe roți prima dată, o salt de spate și așa cum o să pot, o să, având în vedere faptul că o să salt foarte mult, o să curăț și acolo, frumos, până la tablă cum am curățat și restul mașinii, acolo unde a fost cazul. Și curăț, grunduiesc, fac ce trebuie, ce mai am de făcut și acolo, lucrarea continuă. Pe lângă toate astea, haide să vă arăt. Să nu zică Navio că nu mă pregătesc. Am început lucrările, mă frate. Am echipat așa, ca să nu mă plictisesc, o roată. Am vopsit-o un pic cu negru pe la interior. Am vopsit-o un pic cu argintiu ăsta pe aici. Aștept să mă duc să ajung la sârme cu ea pe scârțială cu Navio. Da? Uite, așa arată și o roată frumoasă. Navio, vin! Vin să dăm competiție, așa că până ajung la Navio, nu uitați să lăsați și voi un like. Distribuiți postarea asta, un comentariu. Mă apuc intens de treabă. Nu mai stau să pierd vremea, cum mi-a scris cineva în clipul precedent. Am început 4 mașini și n-am terminat niciuna. N-am început 4 mașini. Una singură am început. Cealaltă, deocamdată, e proiect abandonat. Pentru că e prea mult de lucru la ea și nici timp, nici priceperea necesară nu am, să spun lucrurile pe nume. Iar break-ul ăsta care am pus motorul de test a fost doar așa un clip. Să-l aușă cum merge motorul ăla. O curiozitate, să-i spun așa. Ăsta e proiectul care a început, da, berlina, las să usuce grundul, că ultimile mâini de grund care le-am dat, după care îi pun roată și aici, o pun pe roți și trec următoarea lucrare, o să pun punte cu tambur mărit, punte de break. Ați uitat de asta, așa-i? Eu n-am uitat. Dar își face treaba. E donatoare. De la break-ul ăsta am luat puntea cu tambur mărit. O roată, că nu trebuie, îmi lipsește o roată să o pun pe spate acolo. Și arcurile. Da? Arcuri de break cu punte de break. E, acum lăsați-mi voi în comentarii și spuneți-mi, care știți și cunoașteți, dacă e diferență între arcurile de break și arcurile de berlină. Pentru că pe berlină am un arc rupt și trebuie înlocuit. Mă gândesc să le iau pe amândouă după break, să le pun pe berlină. Dacă într-un caz astea ar fi mai tari, mai înalte, să nu cumva să stea mașina aiurea apoi. Merg cu puntea asta, ca să vă arăt încă o dată. Merg cu puntea asta înăuntru. S-o curăț, să verific conducta asta aici foarte bine, s-o schimb dacă e cazul și revin după ce o curăț și o pregătesc. Vreau să-i schimb ciolanele, am ciolane noi, cu siguranță desfac tamburii să vedem înăuntru, sunt sigur, știu sigur că sunt goi, să-i punem saboți de frână, să-i punem tot, să o echipăm, să fie gata de pus pe mașină. Curăț un pic aici de pământ afară, după care o duc înăuntru să o iau la
la peria de sârmă, pe flex, să o vopsim, să o facem frumoasă, o pregătim să o punem pe mașină. Revin în garaj. E, am adus punte aici, am pus-o pe masă de operație, am dat tamburii jos, aici umblase, m-am scos saboții, ferodourile mai înainte când lucram la brecola, la fel și pe partea asta. Ce vreau să-i fac acum? Curățată, dezechipată total, inclusiv scojurul menții. Pentru asta îmi trebuie presă și mâine o să cumpăr presă, că acum n-am de unde. Presă să scot rulmenții, date jos talere, cilindri de frână, oricum sunt terminați, sunt țapeni. Dezechipată total. Schimbăm ciolane, schimbăm cablul de frână de mână, conducta de frână, să vedem în ce stare, conductele în ce stare sunt, dacă cea lungă, dacă e bună, care e mai bună, pe aia o pun. Asta, sigur asta e mai bună după puntea asta. Asta spuneam, o dezechipez, o curăț, o vopsim și o punem pe asta. Care e diferența între tambur mărit și tambur normal? Ăsta e tambur mărit de break, iar ăsta e tambur normal de berlină. Aici a pornit compresorul, asta îmi trebuia. Facem pauză, că nu mă aud. Gata, s-a făcut liniște. Spuneam că lățimea lui e cam aceeași. Sau parcă totuși e un pic mai înaltă sau de break. Nu le-am măsurat, dar în primul rând suprafața pe care calcă ferodou atunci, în momentul frânării, e mai mare la tamburul mărit. De-aia am ales să pun puntea asta, de-aia am ales să pun tambur mărit, pentru mai multă eficiență la frânare. Nu că n-ar fi fost suficient de eficiente frânele pe tambur mic, dar tot am puntea asta, e într-o stare foarte bună, o curăț, o aranjez și o pun pe mașină. Mă opresc și eu acum cu lucru pe ziua de azi, că e destul, am timp până în ianuarie. Mai îmi scria cineva, mi-a mai lansat cineva o provocare, știți că de puțină vreme m-am împrietenit cu Nevio după TikTok, un om respectabil, își merită tot respectul. Mă, și îmi scrie cineva un comentariu acolo pe TikTok, că n-ajung cu TS-ul acasă, cu asta vin acasă. Inițial aveam de gând să leg platforma ori după Passat, ori după Touareg, să o trag acasă, cu ea vin pe roți. Ne vedem mâine după ce cumpăr presă, după ce continui activitatea. Gata, am revenit în garaj, am mai trecut o săptămână, continuăm clipul. Hai să le mai arătăm la băieții ăștia care dau cu hate pe TikTok. Avem aici, n-ați uitat de balerca asta, da? Îi dăm o pornire, mă, frate. I-am făcut și plinul. Măi, i-am făcut plinul, ia uite-l. Da? Are benzină de 10, nu alta. Și aici și baba asta de veche ca istoria. Ia să o vedem și pe asta. Asta nu pornește, nu mai vrea. A vrut și asta. Asta așa un pic de amintire. Asta nu merge bine. A avut lag. Da. Dar asta la altă. Asta la altă e spumă. Acum, ce am mai modrogălit pe aici? Hai să vă arăt. Am luat niște mastic din ăsta pensulabil. Ăsta e. Și am început să-l întind în zonele cele mai vulnerabile, unde am sudat în special. Aici, pe aici, pe sus, s-a supe oarecum și sudura și presupun că și izolează mai bine. Aici pe pod și cam atât s-a ajuns dintr-o cutie. Am mai luat azi două cutii să pot continua. La partea din spate la fel pe aici, pe unde am sudat am insistat mai mult cu masticul ăsta. Urmează să-i dau și o mână de antifon, că tot e soldată. I-am dat cu ăsta, masticul ăsta pensulabil, v-am spus că am luat două cutii. Așa, cât de cât, în mare, da? O să mai vin cu un rând, bineînțeles, celelalte două cutii care le-am mai luat,
termin să dau peste tot. Apoi mai vin cu o mână de antifon și mă apropii să o pun pe roți, în poziția inițială. M-a apucat să dezechipez puntea. Am desfăcut aici șuruburile la bară de torsiune, aici la fel. Să o curăț, să schimb ciolane, să schimb cablul de frână de mână, conductele, să le verific dacă nu se le schimb. Am văzut la magazinul ăsta de unde cumpăr că virgulă găsesc conducte noi. E bine că sunt conducte de cupru, sunt noi, nu sunt de Renault 12, dar alea e. Sunt bune că vor fi noi, dacă în cazul sunt astea crăpate. Mai departe continui să negresc pe aici, pe desubt tot. Apoi o pun pe roți, schimb puntea și termin și acolo de desubt. Curățat, gresat, făcut frumos, vopsit, grunduit și așa mai departe. Ce să zic, nu vreau să mai mă lungesc atât de mult cu clipurile. Eu mă apuc de treabă în continuare. O să revin cu rezultatele, dar asta pe un clip viitor. Nu vreau să mai fac clipuri atât de lungi, că n-am cu ce, povestesc prea mult și nu are rost. Așa că mă opresc cu clipul ăsta aici. Eu îmi văd de treabă, continuă legarea, revin cu clipuri noi atunci când o să fie cazul. Am de gând, după cum v-am spus, să termin cât de repede posibil mașina asta, să o fac, să o pun pe roți, să-i pun motor, pentru că în ianuarie am de gând să vin cu ea acasă. Hai, ne vedem în clipul următor. Toate cele bune, să auzim numai de bine.